mai autentică, firească, naturală formă de comunicare pe care un om poate să -o, o facă este comunicarea prin sens. Nu verbală, cea care ne cucerește, ne aruncăm în cuvinte pentru că ne este ușor să le articulăm. Nu non-verbală, pentru că și în corpul, fața, mâinile ni se mișcă, dacă le dăm voie, mai se pot bloca, ci comunicarea prin sens, când ne înțelegem. Și vreau să vă spun o glumă. O glumă din domeniu. Două firme foarte mari, producătoare de pantofi, trimit câte un reprezentant să cerceteze o piață nouă. După o săptămână, primul reprezentant sună șeful și spune, șeful mă întorc, o tragedie, ăștia aici nu poartă pantofi, nu avem ce să facem. Al doilea sună la șef și spune, șeful aur, ăștia n-au auzit de pantofi, veniți, venim toți aici. Și comunicarea stă foarte mult în zona asta, în lecția pe care vreau să o conturez, și anume că perspectiva este foarte schimbătoare și este extraordinar că este așa. Nu este nimic fix și asta e una dintre lecțiile pe care le-am învățat, clar și din dislexie. Eu pot închide cu dislexia toate, toate punctele din seara asta. Nu o să fac, stați liniștiți, aici stăm, am zis, nu plecăm. Este, este o abilitate pe care o putem arăta din comunicare, putem schimba foarte ușor sensul și asta este o lecție pe care eu o învăț în continuare și perspectiva din care intri într-o situație este foarte, foarte utilă atunci când ai nevoie să te recadrezi, când ai nevoie să ieși dintr-un conflict, când ai nevoie să vezi ce-i succes sau nu este succes. Un alt lucru pe care vreau să-l spun aici, la lecții, e tot legat cumva de mine. Am zis să vă plim prin viața mea, să mă vedeți puțin și să vedeți de ce e comunicarea ce este pentru mine, în acest panel care este numit comunicare. Un alt lucru care mi s-a întâmplat mie înainte să dau la facultate de jurnalism și științele comunicării. Eu am făcut PR și publicitate. Sora mea a făcut medicină. Foarte mult timp la mine a fost. Fica cea marei mare doctoriță și cea mică a făcut facultate. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Un an de zile, în clasa 12, -a, dar nu exagerez cu nimic. Vă spun, sunt un omonez, vă spun când exagerez, ridic mâna. Nu exagerez cu nimic. În fiecare zi, timp de un an de zile calendaristic, tata venea acasă, tata inginer. În camera de zi aveam două canapele față în față, maro cu model flori, burete, la fel confortabil, ne așezam și tata începe aceleași întrebări, doar că nu îmi punea o lumină în ochi. Tată, ce facultate e asta? De jurnalism și științele comunicării. Ce o să faci tu cu viața ta? Nu, 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 Un an de zile am avut discuții în genul acesta și după un an de zile, tata a venit cu mine de mână, erau 30 pe loc la facultatea asta, la leu, un puhoi, era ca la Revoluție. Am dat toate examenele, erau și examene scrise, și orale, și nota de la BAC, și tot așa. Am intrat și intrasem și la drept, asta era dilu. și n-am lucrat nicio zi în facultate, pentru că mi-a zis tata să mă bucur de facultate. Și asta a fost o lecție faină pentru mine, pentru că eu cred că pe el l-a provocat foarte mult, inginer fiind, și cu toate astea, a făcut pasul și a susținut ceva ce nu era confortabil. Și cariera mea a rămas în comunicare. Nu cred că voi ieși din domeniul asta. Și mă gândesc că dacă eu aș fi pus în fața unei astfel de alegeri, nu știu dacă. În cele 360 de zile, nu știu dacă aș fi ce vrei tu să faci și apoi să zic bine-fă. Nu știu, dar lecția este frumoasă, o păstrez în sufletul meu. În fiecare expert, de fapt noi căutăm un om valoros. Și cumva lecțiile mele sunt întotdeauna că mi-a dat Dumnezeu norocul să cunosc foarte mulți oameni valoroși și să pot vedea asta și pentru mine este o formă de lecție continuă să descopăr uh, fiecare om și mi se pare foarte, foarte fain și bogat.